lumea acasă. Noi vorbim de lucruri care sunt corect sau nu. Dar ce vor să duc toate pământurile acasă. Toate pământurile acasă. Da, da. Dar nu. Dar și are calici pe jurare. Fiecare își spune, eu am de preexprimare. Nu are drept pe care se interzic când e. Da, da. Care? Dar noi... Noi trecem așa pe de-a lătrea și îmi spunem părerea noastră, îi spunem. De domnul Oleg, noi îi spunem fiecare are dreptul la exprimare. Și eu îmi spun, noi suntem taci și noi vrem aici papuși în Ișerea, care ieșe din toată Europa, prin denumirea tacea, noi să-i ducem acasă. Înțelegi, domnișoară? Și eu, în primul rând, nu recunosc colonia Republicii Moldova. Colonia mă vându la Comrat, la Transnistria. Nu recunosc așa colonie. Nici asta nu recunosc niciodată. Dacia, asta înseamnă toate ce sunt de acasă. Toți capuții care sunt jos aici, asta îmi simbolizează Dacia. Stai pace. Dar nu are importanță. Nu, dar eu te-am întrerupt când ți-am spus ceva. De ce este depus declarație? Dar noi, ce spune? Mi-ai expus părerea noastră, Da. Primul cetățean cu pașaport, da? Da, eu ce am pașaport, da. Uitează. Eu sunt primul cetățean, da. Uitează pașaport. Cum arată primul pașaport? Eu să fac pașaport de extraterestru. Dați mă leacă, măi. Da, primul cetățean, da. Dacule, uitați-vă, domnule. Când a fost omorât Burete? Eu o să fac primul cetățean. Pașaport de extraterestru, de marțian. Tu vrei să te turnezi simbolul acțiunii noastre de azi? Da, și din eu, cum o vezi Dacia mare, și cu tine? Cu altă ocazie. Cu altă ocazie, domnule. Cine spune ei? Cu altă ocazie. Cu altă ocazie. Cine? Tu se pare la pot la toate noi, și mă se pare de pune. Și mă se pare, fii tu la pot la patru vode și se pare de separatism. Și mă se pare de pune. Tu te la pot la patru vode și se pare pe și el. Nu prea le-a plăcut lor. Poftim? Nu prea le-a plăcut la organizatori ideea Daciei mari. Rămași s-au băgat în rând cu cei plecați ca să continui flashmob-ul. Hai să mă bag și eu lângă body again. Aaa, Iliușa! Să protesteze și să facă ceva pentru călătoria.